так часто, що ти була бойозні. Чи стало, що прийде такий момент, коли під ноги впадеть? Avem o speranță. În vremuri grele, oamenii devin solidari și vedem că există nu doar o luminiță, ci mai multe. Oamenii învață să lupte împotriva măsurilor dictatoriale. Era o întrebare în ultima ecranizare a serialului Cernobâl. Care este costul minciunii? Asta vom descoperi mult mai târziu însă. În schimb, vedem fața urâtă a unui război fulger, un război anunțat, anticipat, negociat. Însă viețile pierdute sunt întotdeauna trecute la capitolul victime colaterale. Despre dramele oamenilor care fug din Ucraina vorbim la această oră. Despre românii din zonele de conflict. Începem! După ce Rusia a invadat Ucraina, mii de cetățeni ucraineni s-au grăbit să părăsească zonele de conflict. Oamenii panicați au stat la cozi interminabile ca să treacă frontiera dintre Ucraina și România, în zona localității Tereblecea, Siret, având ca destinație finală diferite orașe din România sau alte țări europene. Fie pe jos, fie cu mașina, oamenii au părăsit Ucraina, încercând să se îndepărteze cât mai repede de zona de război. Autoritățile ucrainene au permis ieșirea din țară doar pentru femei și copii, iar în cazul bărbaților pot pleca doar cei care au rezidență pe teritoriul altui stat. Astfel, la punctul de frontieră așteptau numeroase femei cu copii în brațe. Mulți dintre refugiați au reușit să ia într-o valiză doar strictul necesar și actele de identitate. Știți singur și ce situație avem la noi. V-ați speriat? Foarte grea. Pentru copilași, nu știu ce aș fi nimeni. Ce bagaj ați reușit să luați? Poftim? Ce bagaj ați reușit să luați? Pentru fetițe, tot necesar. Și unde mergeți la Suceava? Ne așteaptă niște prieteni, vă mulțumesc. Și românii din Ucraina sunt printre cei care fug de războiul declanșat de Rusia. Comunitatea de români din Odessa este destul de mare, de peste 400.000 de persoane, și de când a început conflictul dintre Moscova și Kiev, au trăit într-o continuă tensiune, mai ales că, din planurile de război, reieșea că aici este una dintre liniile de atac. Chiar dacă acum serviciul militar nu mai este obligatoriu și armata s-a profesionalizat, sunt peste 200 de români care locuiesc chiar în zona de conflict și care au decis să se facă militari profesioniști. Aceștia sunt implicați direct în conflictul cu Rusia, la fel ca și toți cetățenii ucraineni care vor răspunde apelului de mobilizare generală lansat de oficialitățile de la Kiev. Da, din problemă în problemă, Nicuța Enache este în platou. Mă bucur să ne regăsim aici, la emigrant.ro, pentru că noi ne pregăteam să vorbim despre problemele noastre, ale românilor. Însă, iată, din pandemie trecem direct într-un conflict armat, chiar aproape de granițele cu România. Iată că armata rusă chiar nu este departe de granița cu România. Oamenii fug, sunt terorizați de ceea ce se întâmplă în Ucraina și, evident, și cei din zona aceasta, pentru că își amintesc cu toții de ce a însemnat URSS. Mulțumesc pentru invitație. Nici nu știu dacă noi considerăm acum că a început războiul. Eu cred că războiul a început de acum 2 ani de zile, când a început pandemia, dacă mă întrebați pe mine. Greu a fost atunci, în momentul în care noi, nu acum este mai puțin rău decât a fost în 2020, 18 martie, când s-a pus stop viață, stop de a trăi. Și da, nu vorbim de arme neapărat, vorbim de tot ce înseamnă partea de medicină și așa mai departe. Ni s-au arătat că lucrurile se pot schimba într-o zi, într-o clipă, și viața noastră se poate schimba într-o clipă. Așa că eu cred că războiul a început de mai demult, nu de acum.
Da, de asemenea, în direct, în legătură cu noi, sunt domnii Serghei Hakman, istoric din Ucraina. Bună seara, vă salut! Bună seara! Și domnul Viorel Badea, președinte PNL Diaspora. Bună seara! Bună seara! Haideți să ne facem o imagine asupra ceea ce se întâmplă în momentul acesta. Nu o să politizăm această emisiune, pentru că este, în primul rând, despre oameni, despre ceea ce se întâmplă cu acei oameni, cu ucrainenii care vin la granița cu România, unii rămân în România, alții pleacă spre vest. Iată, există deja un fenomen al migrației, pentru că, din ce citeam în presa românească, sunt foarte puțini cei care cer azil aici, pur și simplu se duc la cunoștințe, la prieteni, la rude, în vestul Europei. Domnule Hakman, care este situația acum? Pentru că de la București se vede altfel puțin, deși simțim presiunea continuă asupra ceea ce se întâmplă. În primul rând, deoarece înainte de asta s-a spus când a început acest război, acest război a început 8 ani în urmă și nu s-a oprit nici pe o zi. Am putea vorbi de schimbarea intensității focului și nu de măcar o zi de pace. De ieri deja s-a început un război pe o scară mare și în această situație, bineînțeles că toți compatrioții mei au o soartă absolut diferită și atitudine diferită. Mamele și încearcă să-și salveze copiii, totodată fac aceeași lucru și părinții multor copii, încearcă să-i scoate din țară cât mai departe de acest conflict. Dacă vorbim de băieții tineri, cineva se ocupă de familie, cineva se duce la comisariatul militar, se înscrie. În afară de aceasta, deci totodată eu vreau să spun că românii din zonă, ei practic duc aceeași soarte, ci și majoritatea populației din Ucraina, ei împărtășesc cu ei atât ceea ce e în varianta bună și totul ce și toate problemele care sunt acum în Ucraina. Da, domnule Badea, ce știți despre românii de acolo? Când mă întrebați, știu la ce vă referiți. De situația lor, de... Poate aveți informații care... despre oameni care s-au întors, de cât s-au întors, câți au trecut granița, câți au ales să rămână acolo? Nu știu exact cât au trecut granița până în momentul acesta. Eu nu am acces la datele Poliției de Frontieră. Ideea este că sunt foarte mulți, cel puțin acum două ore când am vorbit la Consulatul General al României de la Cernăuți, îmi spunea că este o coadă de vreo 10 km pe sensul de intrare în România. Oameni care vor să intre în România, sunt foarte mulți care au venit fără mașini. În general, cei care au mașini, fie se duc, așa cum spunea și dumneavoastră, în Europa Occidentală, fie se duc în Bulgaria sau în Grecia, acolo unde au rude, și e normal să fie așa, pentru că familia vrea să se reunească în această situație complicată. Într-adevăr, bărbați între 18 și 60 de ani, care nu au probleme de sănătate sau care nu au familii numeroase, în conformitate cu legea marțială, trebuie să rămână în țară și să se alăture eforturilor de apărare ale Ucrainei. Statul român, din informațiile pe care am eu, s-a organizat destul de bine până în acest moment, deși, vedeți bine, totul a venit cu o viteză amețitoare, tot ce s-a întâmplat în Ucraina. Noi suntem permanent la dispoziție, îi sunăm pe liderii noștri, întrebăm ce probleme au, cu ce putem să-i ajutăm. Este o stare de război. Mai mult de atât, e complicat să faci în acest moment. Da, o stare de război în care suntem cu toții, practic, implicați, păi pentru da. Că sunt... Păi da, da, asta vreau să spun și eu, că este și războiul nostru, al românilor, nu este numai războiul ucrainenilor. Pentru că efectele pe care are această conflagrație regională le vor resimți și noi în bună măsură. Plus că mai este un lucru la noi, memoria nu este scurtă. Noi ne aducem aminte foarte bine că bolșevicii
ne-au omorât bunicii, ne-au violat femeile, ne-au furat țara, un sfert din țară, Basarabia și sudul Basarabiei, au fost furate bolșevici. Nu putem să uităm că întreaga floare a intelectualității românești a fost înghesuită în închisorile comuniste, tot de aceiași bolșevici. Nu vom putea să uităm în veci masacrul de la Fântâna Albă al NKVD-ului. Pentru noi toate lucrurile acestea au rămas în memorie, sunt în memoria noastră. Așa cum nu putem să uităm nici sutele de mii de victime ale înfometărilor organizate de Uniunea Sovietică. Deci, tocmai din acest motiv, eu zic că acest război este și războiul nostru. Tocmai de aceea zic că nu trebuie să cădem pradă fentelor pe care ni le arată dezinformatorii Moscovei. Încearcă să ne arunce într-o altă direcție decât în direcția cea obiectivă. De aceea zic că trebuie să fim extrem de implicați în tot ceea ce se întâmplă acum, pentru că Doamne ferește, dacă nu eram sub umbrela NATO și Uniunii Europene, în momentul acesta eram țintă PM numărul 1 în fața Rusiei. Corect. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu oamenii, cel puțin în ultimele 10-12 ore. Câți au intrat, pe unde au ajuns în România și cum sunt adăpostiți aici. Și revenim la discuție pentru că sunt foarte multe experiențe de viață, din păcate, traumatizante. Vedem. Oamenii din Ucraina cer ajutor prietenilor sau rudelor din orașul tulcean Isaccea, care se află la câțiva kilometri de țara în plin război. Familii întregi din Odessa trec hotarul pentru a fugi de bombardamente. O mamă și-a luat singura avere, copilul și-a trecut granița pe jos. În România o aștepta soțul. Multă lume care vreau să pleacă din țară, atât de. Lumea este panicată. Normal că e panicată. Toți au copii, toți au familie. Și la dacă... cum ales să treceți pe jos? Când nu pot să bag mașina, că doar noi stau cu un copil acolo atâtea ceasuri. Mai bine vin pe jos, mă așteaptă soțul și... Okay. Dacă pentru început au fost doar solicitări de sprijin, în continuare se așteaptă să ajungă refugiați prin punctul de trecere fluvială a frontierei din Isaccea. Pe malul ucrainean sunt sate românești, sunt încă legături de rudenie care s-au păstrat de-a lungul timpului și păstrăm o strânsă legătură cu persoanele din Ucraina. Noi la nivelul local suntem pregătiți să cazăm aceste persoane la pensiunile care sunt în localitate și dacă este nevoie să mărim capacitatea de cazare, ne gândim la sala de sport a orașului să pregătim pentru cazare. În județul Tulcea există o tabără cu 200 de locuri care poate fi montată rapid, însă prefectul Dan Alexandru Munteanu nu a oferit detalii despre unde vor fi cazați refugiații. Vă pot spune că suntem pregătiți pentru a gestiona optim eventualele fluxuri de migranți. De asemenea, că suntem pregătiți, sigur, pentru orice posibil scenariu față de pregătiri. Vă pot spune că de la nivel central este întocmit un astfel de plan de acțiune privind managementul unui aflux, sigur, considerabil pe teritoriul României și acesta are niște scenarii de lucru. Și în Galați, situația ucrainienilor studenți este una îngrijorătoare. Teama că nu-și vor mai revedea părinții, bunicii, frații și surorile niciodată îi copleșește pe cei mai mulți dintre ei. De cealaltă parte a graniței, zeci de profesori ucrainieni vor să se refugieze la noi în țară pentru a fi în siguranță. În contextul valului fără precedent de migranți care așteaptă la frontierele țării, românii sunt solidari cu vecinii lor și pe Facebook au creat un grup Uniți pentru Ucraina, iar zeci de mii de oameni oferă cazare, hrană sau medicamente refugiaților. Da, și mă întorc la Nicuța Ienache, pentru că tu ești din zona aceea. Oamenii știu, au memorie, așa cum spunea și domnul Badea, își amintesc de ce s-a întâmplat și în timpul războiului și după, în perioada războiului rece. Eu aș avea doar două cuvinte de spus, urmărind reportajul de mai devreme. Aș vrea să ne aducem aminte, pentru că noi nu uităm,
ce se întâmpla acum 2 ani, acum un an și jumătate, să spunem. Dacă ne uităm la granițele României, ce se întâmpla? Câte cozi erau? Era un haos total. De ce? Toți românii se întorceau acasă. Era un fel de război, numai că nu era declarat. Vă aduceți aminte? Când toți oamenii încercau, toți românii încercau să se întoarcă în România și aveau, ei se simțeau că nu sunt doriți, că nu sunt primiți, că nu sunt ajutați și așa mai departe. Noi suntem solidari cu vecinii noștri, ar trebui să fim solidari și cu noi înșine aici acasă. Cred eu. E în firea noastră a umanității să putem ajuta oameni, să putem să fim lângă ei, dar este o situație nouă, este o situație care s-a întâmplat de puțin timp. Noi ne-am confruntat cu problema asta puțin timp în urmă și atunci au murit tineri, bătrâni, copii și așa mai departe. Aduceți-vă aminte, câți oameni au murit? Citeam un articol mai zilele trecute, cum s-a împărțit bugetul în Italia, pentru că au murit foarte, foarte mulți bătrâni. Dar haideți să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în țară. Avantaj pentru bugetul italian. Da, dar haideți să ne aducem aminte și în țară la noi cine, ce s-a întâmplat. Exact. Adică întoarcerea acasă sau cumva a cere ajutorul, ok, suntem prezenți. Haideți să fim cu toții uniți și la bine și la rău, zic. Nu este o situație nouă pentru noi, așa că ar trebui să nu ne mai ia tot timpul ceva prin surprindere, să fim mereu pregătiți, să fim mereu umani. Aduceți-vă aminte că erau, acum se caută hoteluri, cazări și în a sprijini oamenii. Și vă aduceți aminte când românii intrau în România și erau lăsați, poate cine știe pe unde, prin frig și așa mai departe. Adică situația e foarte dură. Acum a fost dură și atunci. Da, domnule Hackman, mă uitam pe un articol apărut în Hot News, publicația asta de vorbă cu un român care a apucat să treacă înainte de a se institui noi reguli și, în fine, un bărbat activ care a trecut granița în România și spunea cam așa, citez, nord-bucovinenii nu prea sunt dispuși să lupte, mulți habar nu au ce este o armă. Bun, cum pot ajuta ei în momentul de față? E o părere a unei persoane care a plecat din țară. Nu cred că e o părere care chiar persistă în rândul populației. Ieri, de exemplu, la comisariatele militare era coadă din persoanele care vroiau să primească arme ca să stea în, să-și apere țara. De aceea nu pare chiar atât de... E o părere numai. Totodată vorbim de ceea ce s-a spus înainte de... Completez din articol ca să nu se înțeleagă greșit. Omul a conchis, cam așa, românii din Bucovina de Nord sunt dispuși să lupte cu arma în mână pentru Ucraina. Da, deci am spus că pozițiile pot fi diferite față în dependență de un om concret. Totodată vreau să completez aceste situații legate de refugiați, mai ales că cândva m-am ocupat nemijlocit cu aceasta, am fost șeful serviciului din Migrația, Administrației Regionale de Stat din Cernăuți și am dat primul statut de refugiat în Ucraina, în 2001. De ce? Asta e specialitatea mea cu care m-am ocupat 7 ani și jumătate. Dar acum vreau să vorbesc de două cazuri a unor prieteni de-ai mei care m-au sunat astăzi din România și m-au rugat să le spun în română oamenilor care i-au trimit, să le spun un mare mulțumesc că i-au primit, i-au cazat, n-au vrut să ia de la ei bani. Ba mai mult, unul dintre ei s-a oferit să-i aducă, deoarece colegii mei erau în tranzit, s-a oferit să-i aducă mâine până la București, tot gratis. Deci vreau să vă spun un mare mulțumesc oamenilor din România, nu de Doamne să ajungem fiecare dintre noi această situație, dar vreau să spun că oamenii din România dau dovadă de o omenire foarte, foarte puternică și noi înțelegem acest lucru și permiteți-mi din partea oamenilor dici din Ucraina să vă mulțumesc mult pentru chestia asta. Da, asta spuneam și la începutul ediției, că în situații grele oamenii redescoperă solidaritatea, redescoperă că pot fi uniți, indiferent că îi desparte o graniță, indiferent unde este acea graniță și ce e dincolo de ea, pentru că, iată,
se reconfigurează totul și, domnule Hagman, încă o completare, pentru că implicit trecem la această strategie. Se tot vorbește despre lupte de stradă deja în Kiev sau în zona Kievului. Pe de altă parte, Vladimir Putin, și aici descoper ceva din trecut, spunea că, în fine, nici nu pot să citez la televizor, despre acei neonaziști, cam așa spunea, din conducerea Ucrainei, că trebuie să scape de ei și apoi e dispus să negocieze. Cum credeți că se vor soluționa aceste negocieri și cum vom găsi pacea totuși? Părere de rău, una dintre aspectele războiului hibrid din Moscova este rescrierea istoriei, în care toți ucrainenii, europenii sunt naziști și rușii sunt eliberatorii anume de nazism. Această situație din 2014 încearcă să ne spele creierile cu toate aceste chestii și mai ales că chiar în momentul în care un oraș sau altul se apără de armatele ruse, se cred că, uite, scafaciștii din Berlin sau invers, dacă îi luptă invers, spun că scafaciștii care încercau să asedieze, de exemplu, Leningradul și așa mai departe. Deci asta este o chestie absolut, e mai mult pentru folosițe interne a Rusiei, pentru a motiva de ce el folosește armele contra vicinilor. Fiindcă Rusia are unica legendă care până în ziua de astăzi este chiar într-adevăr o legendă care unește într-o oarecare măsură poporul, este al doilea război mondial și biruința contra fascismului. Deci aia e unica chestie. Nu prea dau seama acum cum se poate de mai ales cum să stai, să te așezi la masă cu pentru niște tratative cu un om care permanent mințește și permanent stă cu arma în fața ta. Deci e o aberație, deci e cam aceeași chestie să duci tratative cu un terorist, dacă câteodată ești nevoit să o faci, dar bineînțeles că nu cred că cineva primește din asta măcar un simț de satisfacție. Da, domnule Badea, o concluzie, pentru că vom trece și la alte subiecte. Emigrant.ro se adresează românilor din diaspora și a celor întorși acasă. Urmărim cu îngrijorare ceea ce se întâmplă. Vorbim despre migranți, unii rămân în România, alții tranzitează țara, se duc spre vest, așa cum am spus și mai devreme. Capacitatea României de a ține acești oameni este suficientă? Adică vorbim despre 500.000 de oameni, așa cum am auzit dinspre executiv? Da, bine, dar eu nu cred că toți cei 500 vor rămâne în România, vor tranzita în România, așa mai mare parte dintre ei. Cei care rămân aici sunt cei care și care beneficiază de centrele de primire, sunt cei care nu au rude în România sau nu au rude în alte țări. Ei vor rămâne aici. Eu cred că avem capacitatea necesară. Organizarea este foarte bună. În plus, un lucru extraordinar care trebuie spus este că sunt foarte mulți oameni simpli care s-au activat și care vor să ajute, precum și foarte multe foarte mulți reprezentanți din Horeca. Poate sunt foarte mulți patroni de hoteluri care și-au declarat disponibilitatea pentru a veni în întâmpinarea acestui val de imigrare. Deci eu cred că nu asta este problema. Problema cea mai mare, la nivel politic vorbind, este cum vor reuși statele civilizate să oprească măcelul din Ucraina. Aceasta este cea mai mare problemă. Pentru că degeaba încerci tu să pansezi o rană care are puroi dacă nu ai scos puroiul înainte. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, Nicuța. Mulțumesc și eu. Te rog tu să tragi o concluzie, ai ultimul cuvânt. E greu de spus acum ceva, dar cu speranța că poate, cine știe, acele negocieri se vor termina cu bine din Minsk, poate vedem ce
sau cum salvăm? Iată, spunea domnul Badea mai devreme, de cei din Horeca, din nordul țării, evident, acolo unde vin acei oameni. Și mă uitam în imagini, este crunt să te gândești că te apucă disperarea în momentul în care trebuie să fugi de acasă, să salvezi copilul. Ai văzut, mulți erau cu un bagaj în spate. Adică pleci de acasă cu ceea ce poți să cari în spate. Atât. Nimic mai mult. Pentru că sunt antreprenor în Horeca. Sunt mai mult decât onorată să pot să văd că oamenii sar în ajutor, chiar dacă noi am trecut prin niște perioade cumplite și încă mai trecem prin niște perioade cumplite. Sunt foarte puțini dintre noi care astăzi au rămas în picioare, pentru că nu este ușor și chiar nu este ușor. Faptul că oamenii sunt solidari și oamenii ajută și oamenii sar este un lucru foarte bun. Este ceea ce ne caracterizează pe noi românii, sincer vorbind, pentru că atât românii din România cât și din străinătate, noi suntem uniți, suntem, nu știu, suntem ospitalieri? Cei mai, dacă mă întrebați pe mine, da. Uitați, v-am tot spus și în alte dăți, sunt crescută la țară și vin din Moldova, din partea Focșanului, Vrancea, iar primul lucru acasă la mine, când cineva venea în casa noastră, era lege, nu știu cum să vă spun mai mult, omul era așezat la masă. Era primul lucru pe care noi îl făceam. Așa că nu că doar în Moldova, în România, noi români așa suntem. Și am trecut, cred că toată lumea a trecut printr-o perioadă grea și ideal ar fi ca lucrurile și oamenii să așeze la masa la discuții. Pentru că orice problemă ar trebui să aibă o rezolvare și sunt alte probleme. Oamenii mor și din cauza războiului, oamenii mor de foame, oamenii mor de boli, oamenii mor în fiecare zi. Da. Oamenii au ieșit în stradă în diverse zone ale Europei. Oamenii așteaptă de la liderii politici acțiune, așteaptă niște rezultate concrete, pentru că deocamdată acele sancțiuni economice, unii spun că au efect, dar nu au efect pe termen lung, pe termen scurt, atenție, ci pe termen mediu și lung, ceea ce înseamnă că oamenii ar trebui să aibă răbdare, să vadă ce se întâmplă și după, așa cum spunea Nicuța Ianache mai devreme, să treci, să ieși din pandemie și să intri într-o criză economică despre care vom vorbi și de la 19 și printr-un război, este crunt. Haideți să vedem cum au reacționat oamenii. Oamenii s-au strâns în număr mare la Paris, München, Londra, Roma sau Dublin pentru a-și arăta sprijinul pentru Ucraina și pentru a condamna acțiunile Moscovei. Spre exemplu, în Madrid, cetățenii ucrainieni și-au exprimat nemulțumirea chiar în fața ambasadei. Forțele de ordine au fost nevoite să blocheze intrarea în instituție. La Sofia, circa 100 de manifestanți s-au strâns în fața ambasadei ruse. Totodată, cetățenii ucrainieni au ieșit și în faimoasa Times Square din New York pentru a denunța agresiunea Rusiei împotriva țării lor. Strânși în jurul unui drapel uriaș al Ucrainei, pe care îl susțineau aproximativ 40 de persoane, manifestanții încurajați de newyorkezi au cerut un sprijin mai hotărât pentru țara lor. Da, trecem puțin la ale noastre care sunt și ale lor și de fapt avem chestiuni comune, inclusiv războiul despre care vorbeam mai devreme. Ai fost de curând la Bruxelles. Da. Și se vorbește românește în regiunea Bruxelles, nu? Da. Să știți că am avut o mare, mare surpriză să descoper. Cred că la fiecare colț de stradă, la fiecare restaurant, la fiecare hotel, nu știu, un aeroport, peste tot sunt români, peste tot sunt angajați români, peste tot românii lucrează. Iar așa cum mă știți că eu spun mereu că sunt nevorbită și intru în discuții cu oamenii și sunt dornică de a le afla părerea lor, i-am întrebat dacă s-ar întoarce acasă. Cred că i-am întrebat întrebarea care mie mi se pune în fiecare zi, de ce după 12 ani de locuit în Italia, eu am venit în România.
Și am întâlnit oameni care sunt de 15, 20, 18 ani, oameni care au familie acolo și nu s-ar mai întoarce acasă. Cred că problema noastră cea mai mare, revenind la subiectul, pentru că subiectele se leagă între ele, vă aduceți aminte? Nu toate cazurile sunt fericite. Tu ești un caz fericit, dar există un blogger român care de curând a scris ceva și a spus că preferă să se întoarcă în Anglia pentru că undeva în Vâlcea n-a putut să facă afaceri. Ce să faci? Eu v-am mai spus și alte dăți. Este foarte important să faci ce știi să faci. Este foarte important să te întorci, nu neapărat să devii antreprenor. Pentru că poate nu ești făcut să fii antreprenor. Dar foarte mulți oameni sunt plecați din rural, vorbesc. Foarte mulți oameni au făcut niște bani și au făcut niște case, au muncit zeci de ani doar de a construi o casă și s-au trezit peste noapte, că după 20 de ani ei se întorc în România și fac ce? Este o mare problemă. Cum spuneam mai devreme, au venit, aduceți-vă aminte, în 2021, câți români s-au întors acasă. De ce noi, ca țară, n-am fost în stare să îi oprim? De ce Marea Britanie, de ce Germania, aduceți-vă aminte câte compromisuri au făcut ca românii să se întoarcă înapoi la ei, la cules de sparanghel, în agricultură, și așa mai departe. De ce n-am fost noi capabili să-i ținem? Să venim cu ceva, să putem să sprijinim. Poate nu toată lumea cum spuneam, că un antreprenor trebuie să aibă un pic de curaj, un pic de nebunie, un pic din toate. Da. Dar nu toată lumea are curajul de a porni și de a o lua din nou de la capăt. Trebuie să vină și un pic, nu așteaptă nimeni să-i să pună covor roșu în România, dar trebuie o ușă deschisă. Lăsăm și noi ușa deschisă, cunoaștem și români celebri. Un român care a ajuns undeva în vârf, este foarte bine pregătit. Haideți să vedem despre cine este vorba. Un om care v-a vorbit foarte mult despre coronavirus și nimic despre el. Ștefan Dascălu a studiat științe biologice la Universitatea din Oxford, unde și-a finalizat studiile de licență cu specializarea în epidemiologie teoretică. În prezent este cercetător doctorand în științe biologice interdisciplinare cu specializarea în imunologie, program pentru care el a obținut o bursă integrală din partea guvernului Marii Britanii. De curând a primit un prestigios premiu din partea Universității Oxford și a Consiliului Național de Cercetare în Bioștiințe din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, ca recunoașterea activității de cercetare pe care a avut-o și a comunicării științifice din timpul pandemiei de COVID-19. Da, Ștefan Dascălu, bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Numai despre Ștefan Dascălu și nu despre coronavirus. Care a fost evoluția? Ați plecat de undeva sunteți din Suceava, da? Da, sunt sucevean și am terminat liceul la Suceava, după care am și cu tradiție la studii aici în familie. Tradiție în familie cu medicina, nu? Da, mama mea este medic la Spitalul Județean din Suceava. Bun, mă gândeam așa, cu ce gând a plecat Ștefan Dascălu în momentul în care a plecat din țară? E limpede că voia să ajungă în vârf acolo, nu? Am plecat cu gândul, în primul rând, de a-mi întări cunoștințele în domeniul acesta a cercetării în biologie, dar mai exact cu o specializare în biomedicină și în cercetări care au de-a face practic mai mult pe ramura medicală. De altfel, în procesul de aplicație pentru universități aici în Marea Britanie, singura universitate unde puteam să aplic la momentul de față, nu știu acum dacă s-a schimbat, puteam să aplic la maxim 5, dintre care putea fi una din ele Oxford sau Cambridge. La toate universitățile, cele patru pe lângă Oxford la care am aplicat, profilul era destul de specializat, ce anume fie direct pe imunologie, fie pe microbiologie sau boli infecțioase, dar la Oxford era un profil foarte general, științe biologice. Dar interesându-mă de program și văzând cum sunt structurate cursurile, practic,
au permis o specializare pe parcursul anilor și în același timp au oferit, cumva mi-au oferit o vedere de ansamblu care cred că mi-a fost foarte utilă, în special pentru că mi-am dat licența în epidemiologie teoretică, deci modelarea matematică a bolilor infecțioase și impactul pe sănătate publică. Și acum sunt, după cum ați spus și dumneavoastră, în ultimul an de doctorat aici, făcând de altfel imunologie, deci ceva mult mai pe ramura de laborator, dar și analize genetice cu privire la răspunsul imunitar împotriva virusului gripal și mai exact virusul gripei aviare. Asta este tema principală a studiilor mele la momentul de față. Și da, cu pandemia COVID-19, din păcate, constrâns de circumstanțe, am încercat să ofer cumva o mică contribuție la situația din România și de aici, din Marea Britanie, cu comunitățile de români, pentru că adesea explicațiile, da, complicate, dar erau prea tehnice, sunt interpretate greșit. Corect. Și am încercat să... O opinie personală, de ce nu se mai întorc studenții români în România după ce termină acolo? Sunt mulți care se întorc, totuși. Noi ne gândim greșit că mulți pleacă și nu se mai întorc. Există și cunosc personal mulți români care au terminat studiile chiar aici la Oxford și s-au întors în România, dar da, motivul principal pentru care mulți nu s-ar întoarce și nu se întorc este absența oportunităților în România, în special pentru ceea ce au fost pregătiți ei să facă. Și plus, sistemul de la noi, cel puțin vă pot spune doar pe ramura de cercetare, de exemplu, în cazul meu strict, eu aș dori să mă întorc în România și colaborez cu mulți cercetători din România, cu medici și chiar cu autoritățile acum cu pandemia de coronavirus, și consider că beneficiul pe care îl putem aduce noi ca români plecați, să spunem, pentru studii sau pentru pe ramura aceasta academică și nu numai, și antreprenori și așa mai departe, deci toți cei care plecăm cu ideea că putem aduce o contribuție prin activitățile noastre societății, dacă stăm să ne gândim bine, aceeași contribuție, dacă o putem aduce cumva în România, ar fi mult mai mare. Și practic, cumva asta mă motivează și pe mine să continui activitățile cu România, pentru că am cunoscut oameni excepționali de-a lungul anilor din România care vor să lucreze, dar fie eventual nu au resurse sau nu dispun de facilitățile tehnologice pentru a realiza acele demersuri în cercetare și la fel și cu spitalele. Unii mai spun că este o problemă. Că acel test PCR nu e trecut de mulți. Mai precis, românii îl știu altfel. PCR, pile, cunoștințe, relații. Da, din păcate este și acesta unul din factorii principali și chiar acum vreau să ajung la el. Din păcate, mulți pleacă cu un gust amar din România și anume exact ce spuneți dumneavoastră, că cumva dezvoltarea lor profesională și umană de altfel în România ar fi blocată de acest sistem de pile, relații și afiliere politică și așa mai departe, și vedem adesea, cel puțin când ne uităm la înalții din clasa politică, nu vedem modelele pe care am dori, cel puțin din punct de vedere intelectual sau chiar din punct de vedere etic. Și din perspectiva aceasta, într-adevăr, este și acest gust amar, dar schimbarea poate veni doar dacă încercăm să rezolvăm și să remediem noi problema. Exact. Și nu ar trebui să fie singurul obstacol acesta, pentru că până la urmă oameni sunt peste tot, corupție, corect, pile, relații există și în Marea Britanie, deci numai că mecanismele prin care ele funcționează sunt mult mai bine controlate și din punct de vedere legal, dar și din punct de vedere uman. Da, te rog să ne combați, așa. Da, păi da, cum? Nici nu puteam altfel. Am tot spus de fiecare dată, schimbarea vine de la noi.
Nu putem să stăm și să încercăm să schimbăm o mentalitate, să încercăm să schimbăm oamenii din jurul nostru, să încercăm ca prin exemplu nostru să arătăm lumii și oamenilor că se pot face lucruri, așa cum spunea mai devreme, de noi depinde. Poate că și sigur nu este un lucru rău faptul că mulți dintre români, mulți dintre noi și eu am plecat, m-am întors cu o experiență, cu un pachet de cu un bagaj în spate pe care eu am venit acasă la mine și l-am pus în practică și le-am arătat românilor că se poate trăi altfel, că putem face lucrurile altfel. De noi depinde. Da, Ștefan Dascălu, o întrebare, de fapt, este o capcană, hai să zicem, la finalul acestei intervenții. Nu este specializarea dumneavoastră. Dacă, să zicem, am folosit o frază care ar fi echivalentul celui mai eficient vaccin anticovid, cum ar suna acea frază? În ce sintagmă? Că nu, mi-e frică, nu am înțeles întrebarea. Adică așa, să fie cel mai eficient mesaj pentru un vaccin anticovid. Bine, un mesaj, vaccin anticovid avem deja și sunt eficiente. Dar dacă am folosit o frază, pentru că tot vorbeam despre comunicare, cum ar suna fraza aceea? Referitor la vaccinarea, să spunem, împotriva acestor probleme pe care le-ați menționat și dumneavoastră și le-am mai detaliat și eu, cred că, după cum s-a spus și anterior și probabil am spus și eu, cred că cea mai bună vaccinare din această perspectivă este prin implicare individuală și da, și eu m-am lovit, nu neg, v-am spus că în colaborările pe care le-am mai avut am întâmpinat diverse probleme, multe din ele țin de sistem și sistemul din România și acel PCR de care spuneți dumneavoastră, dar prin perseverență putem să trecem peste aceste lucruri și să găsim o cale care să ne aducă la soluție și, după cum spuneam, rezultatele sunt foarte, foarte încurajatoare și efectul pe care îl putem avea și prin ele este mult mai mare dacă putem aduce contribuția acasă. Și nu este neapărat să, și aici am spus lucrul acesta și la o întâlnire cu studenții români din Regatul Unit al Marii Britanii, am specificat, nu este neapărat obligatoriu să ne întoarcem acasă pentru a aduce o contribuție societății românești. Putem face acest lucru și de aici și de asta filozofia mea, ca să spun așa, în primul rând este pe dezvoltarea acestor colaborări interinstituționale și internaționale, având ca partener major România și cercetătorii din România. Da, mulțumesc mult! Haideți să vedem și părerea unui artist plastic. Îl prezentăm foarte pe scurt. Un artist plastic care vorbește mult, dar nu mai avem noi timp. Vă rog. Un artist român care trăiește și lucrează în Germania, la Nuremberg. Între 1991 și 1997 a urmat cursurile Facultății de Arte Plastice din cadrul Universității Naționale de Arte București. După ce a obținut și diploma de masterat în sculptură, a pășit în lumea artiștilor independenți, începând să lucreze în domeniul picturii, al sculpturii și al instalațiilor. Expozițiile sale de pictură și sculptură din ultimii ani s-au bucurat de mare succes în rândul iubitorilor de artă de calitate. Artistul a expus în galerii importante din Germania, Statele Unite ale Americii, Serbia, Monaco și Elveția. Da, Nicuța Enache va avea cu siguranță ultimul cuvânt. Deocamdată mergem la Doru Nuță. Bună seara! Bună seara! Nu avem prea mult timp la dispoziție, dar vom reveni cu siguranță, pentru că avem multe de discutat. Deocamdată doar vreo 4-5 minute așa. Aș întreba direct, noi cum rămânem? Da. Tot cu legenda meșterului Manole, așa, inclusiv cu sacrificiul celuilalt, pentru a pune capăt eșecurilor noastre? Nu neapărat. Important este educația și perseverența și cred că lucrurile se rezolvă de la sine. Noi, din fericire, înainte am avut o școală foarte bună de artă și am avut și șansa să fac parte din ea.
așa încât n-a fost nemaipomenit de greu să reușesc să fac ce mi-am dorit. Unde au fost dezamăgirile mai mari, în România sau în vestul Europei, să zicem? Mari dezamăgiri n-am avut în general. În Germania, într-adevăr, a fost o dezamăgire. Faptul că sunt total dezinteresați de cultură. Altfel, în restul Europei și restul lumii, oamenii sunt deschiși și sunt dornici de cultură. Și asta e important, să reușești să fii înconjurat de oameni care apreciază ceea ce faci. Se poate trăi din artă? Aici sau în altă parte? Evident că da. Exemplul meu. Dacă știi ce faci... Câte case v-ați făcut până acum? Păi nu cred că se măsoară în case. Și oricum, dacă am făcut, le-am făcut cu mâinile mele. Așa că nu cred că e un criteriu în artă. În general, trebuie să evităm să gândim lucrurile prin prisma asta materială, pentru că, mai ales în artă, în cultură în general, nu funcționează lucrurile așa. Bun. Câte femei ați impresionat în decursul carierei? Nu știu, că nu mi-au spus toate. Am înțeles. Bun. În momentul acesta... Sunteți mulțumit de traiul pe care îl aveți acolo? Sunteți apreciat ca artist? Da, da. De aceea am și făcut pasul să mă mut în Franța. Tocmai în ideea că e important să fii înconjurat de oameni care au acest interes pentru artă. Și au nevoie de artă, în mod evident. Deci e clar că educația este foarte importantă, nu numai educația artiștilor, dar în general. Pentru că așa se deschid gusturile pentru copii, de când sunt mici, dacă sunt educați într-un fel, contează. Da, o ultimă chestiune pentru seara aceasta și cu siguranță vom reveni la o discuție pe larg despre ce înseamnă societatea românească. Dacă ar întinde cineva o mână să vă întoarceți în țară, cum ar trebui să o facă? Care ar trebui să fie argumentul? Bine, pentru un artist nu este atât de important locul unde trăiește. Importantă este deschiderea pe care o ai și în țările în care funcționezi deja. Nici nu mai are vreo importanță dacă ești acolo fizic. Corect. Sau dacă crezi neapărat acolo, cât operele în sine unde ajung. Da, mulțumesc mult. Vom deschide... Da, vă rog. Cu mare plăcere. Sper să ne și revedem. Da. Față în față. Cu mare drag vă aștept în țară. Nicuța Ianache, așa cum am promis, da, ultimul cuvânt, nu știu... 40 de secunde. 40 de secunde, Doamne, în 40 de secunde aș vrea să spun că România este cea mai frumoasă țară și că sunt foarte, foarte multe oportunități și de care noi putem să profităm și suntem oameni harnici și deștepți și haideți să aducem acasă la noi tot ce e mai bun și mai frumos. Merită să luptăm pentru țara noastră și de aici din România și din străinătate de oriunde. Doar implicându-ne putem schimba ceva. Da, ora următoare adunăm românii de pe drumuri, știu, sună peiorativ, dar nu este chiar așa. Sunt foarte mulți români aflați pe drumuri europene, așa își câștigă traiul. Vorbim despre transportatori, despre cei care câștigă și dramele lor mai ales, pentru că aveți impresia că ei câștigă mulți bani, nu știu, 2.000, 3.000 de euro pe lună, dar cu ce se confruntă nici nu vă imaginați. Vă aștept